sunt cele mai puternice state ale lumii. Dacă dai, mă, sunt de scai. Din punct de vedere militar, economic, dar și cultural, sportiv, turistic și științific, SUA se clasează net pe primul loc. De peste ocean se dă tonul cam în materie de orice și influența americană se simte cam în toate deciziile care se iau. McDonald's, Michael, Notorious B.I.G., George Bush, Coca-Cola și MTV. Vorbim aici de prezența globală, adică cât de multă influență, implicare și putere au țările din întreaga lume la orice capitol. Pe locul 2, mai mult sau mai puțin surprinzător, se clasează China. Românii sunt mai dotați decât chinezii. Urmată de prima țară europeană de pe podium, Germania, care e pe locul al treilea. Rusia este pe locul 6, iar minunata noastră țărișoară e pe locul 50 din 150. Ce e de remarcat aici este faptul că Rusia, China și India, care este pe locul 10, au înregistrat o creștere semnificativă a prezenței lor globale. În special, Rusia este acum țara cu cele mai multe trupe dislocate în afara granițelor sale. În topul realizat anul acesta, accentul a căzut mai mult pe influența militară, ținând cont de războaiele aflate în desfășurare la nivel global, și mai puțin pe soft power, adică turism, sport, tehnologie și cultură. Iar țările exportatoare de energie, în contextul inflației care a bubuit peste tot, și-au crescut semnificativ influența globală. Sigur, pozițiile în acest top fluctuează de la an la an, de la perioadă la perioadă, în funcție de evenimentele care se petrec peste tot în lume. Dar când ne uităm la o statistică, vedem mult mai clar cine ține frâiele și în ce direcție ne îndreptăm.